Înțărcarea vițeilor. Sigur, după ce criteriu încercăm viței? Vârsta este cel mai greșit criteriu. Ci cel mai bun, și nici măcar greutatea vițelului. Cel mai bun criteriu este consumul de furaj concentrat. Dacă vițelul consumă 700-900 de grame concentrat zilnic, în fiecare zi, timp de 3 zile consecutiv, atunci putem să încercăm vițelul. Sigur, nu putem încerca mai devreme de 4 săptămâni, e clar. Și la încercare evităm stresul multiplu. De obicei, așa se întâmplă în multe ferme pe care le-am văzut. L-am încercat, l-am mutat în aceea zi, i-am schimbat regimul de hrană, l-am și vaccinat, da? Deci, iată câte și transportul, câte stresuri pe în aceea zi, în același moment, ceea ce nu-i în regulă. Ok, metode de încercare le găsim în alte cărți. Mai departe, managementul forței de muncă. Aici este un experiment în Minnesota și care se aseamănă foarte mult cu ceea ce am cronometrat eu lucrând la viței. Adică, în medie, avem nevoie de 2 ore și jumătate, 3 ore pentru un vițel pe zi, în condițiile în care viței sunt crescuți în cuști. Pentru că foarte multă lume zice că creșterea vițelor în cuști este foarte mare consumatoare de muncă, un volum foarte mare de muncă. Nu? Când ai 10 viței într-o boxă, în creșă, e mai ușor de întreținut decât când ai 10 viței în 10 cuști. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, în creșă, lucrătorul se simte bine pentru că temperatura este undeva pe timp de iarnă între 10 și 15 grade, ori afară sunt minus. Da? Lucrătorul trebuie să fie îmbrăcat bine. Dar nu mă interesează pe mine așa de mult condițiile în care lucrează muncitorul. Mă interesează starea de sănătate a vițelului și, conform cercetărilor pe care le-am făcut eu, durata de muncă este similară și la viței și la creșă, pentru că volumul cel mare de muncă în creșă este scosul gunoiului, ori la vițel îl scot odată la 2 luni, nu cel mult, la 8 săptămâni, și pot să fac și mecanizat. Și cel mai important lucru din ceea ce am găsit eu este că costurile cu medicamentele se reduc de 1,5 ori în creșterea în cuști față de creșterea în creșă. Deci avem mult mai puține boli la viței crescuți în cuști. Mai departe. Și despre eficiența economică foarte puțin. Atunci când vrem să creștem viței, în principiu, da, ne punem 4 întrebări. Ce se întâmplă cu viței după înțărcare? Ce forță de muncă avem la dispoziție, ca și disponibil și costuri? Ce adăposturi și echipamente avem nevoie? Și cât ne costă inputurile? Cam asta ar fi o foarte sumară evaluarea a cheltuielilor și a costurilor cu creșterea vițeilor. Dacă răspundem la aceste întrebări și ieșim cu minus, atunci ne apucăm. Dacă nu, nu. Din păcate, în România eu nu am văzut crescători care să țină evidența la toate cheltuielile pe care le face. Așa de bucuros aș fi să văd. Am încercat cu 2 studenți să fac treaba asta, dar n-am reușit să-i conving să-și țină evidența tuturor cheltuielilor pe care le face, inclusiv volumul lor de muncă pe care îl introduc, ca să putem să facem o eficiență a fermei. Toate le facem din auzite sau ne bazăm pe studii din străinătate.